militor dacă nu vei recunoaște personajul din următoarea imagine, pentru că nici noi nu știm de altfel. Deci s-ar putea și se întâmplă fie... frecvent să nu ghicim. Să nu ghicim despre de cine. Nu-i vedem fața? Nu. O să o luăm de jos în sus și ne agățăm de orice detaliu pe care îl găsim în imagine. Și români sau? Doar. Da, doar. Aia, doamne, nevasta lui Sână. Cine? Anca Serea? Da. Ar putea. Ar putea fi Anca Serea, mai ales după sandale. Da, și după picioare, că e slăbuță. Mă speriați. Nu? A, da. Nu. Să știi că eu cred că are gamba ceva mai definită, Anca, totuși. Avea o gleznă foarte subțire și o gambă frumoasă. E Andreea Bălan, măi. Nu e. Nu, Andreea Bălan are, are gambele Andreea, puțin mai, da, mai proeminente. Da. E cineva mai slăbus pe gambe. Ok. Eu zic ca voi, Anca Serea, pentru că n-am pic de inspirație. Să urcăm puțin mai sus. Nu că am putea să urcăm în jos. Aul, nu e Anca Serea. Nu e Anca Serea, măi. Nu e. Dar nu-mi dau seama. Este o fotografie din 1995, la un festival de muzică. E Daniela Crudu? Are... Nu cred. Ce ar să poartă o asemenea fustiță în afară de Daniela Crudu? Daniela Ghiotti, dar n-ar arăta așa. Întrebare retorică. Orice. Să fie cineva care... Hai să urcăm puțin. Are un brățar de la un brand care nu ne place. Aoleu, Ramona! Ramona Olaru! Da, ea e. Dar nu e ea. Nu, n-are mâinile așa, nu e ea. Ar putea să nu fie nu ea, dar are degetele așa. O recunosc după mâini la Ramona, nu e. Și tatuaje, nu. Sau... De jur că nu știu cine e și nu văd părul. Nu știm, putem să urcăm. Pentru Buzela. Că suntem Iuliana Luciu. Da. Da. Putea să mă bătăți, habar n-aveam. Nici eu nu. O fotografie foarte neinspirată. Da, e ceva. Rupe internetul. Live pe TikTok scrie pe ea. Ce? Păi, ce râdeți? Live pe TikTok scrie pe ea. Nu vrea să facă un ban? Uite acolo. Corect.